Ziua, dragi români, mă aflu în Parlament. Acum se dezbate în comisie PLX-ul 47/2023 privind orașele de 15 minute. Sunt foarte grăbiți să aducă la vot și această lege periculoasă a viitoarelor închisori din România, PLX 47/2023. Voi intra puțin în comisie ca să vedeți despre ce este vorba. Sunt închisori, spuneți-le pe nume, închisori. Dă-mi scaunul tău, că stau acolo. Dă-mi scaunul tău. Dă-mi vede mai bine, deci. Aceleași partide. Să vadă cine votează când. Aceleași partide. Păi se dă PNL-ul cu DNL. Incredibil. Incredibil. Aceleași partide. Mai votați în 2020. PNL, PSD, UDMR și USR. Cu toți au votat pușcării pentru România. Incredibil așa ceva. Incredibil. Își votează propriile pușcării. PSD, Dumnezeule, patru partide votează îngroparea României. Uitați ce frumos sunt. Domnul Diplan, mă ascultați unde? PSD, PNL, USR, minorități. Asta e standard. Nu am zis PSD, PNL, patru partide. Patru partide anti-românești. Ce să mai plângeți voi? Ce să mai plângeți voi? Neamurile voastre. Distribuiți, vă rog. În câțiva ani când se va implementa China, o să vă aduceți aminte de votul. Dar ei nu știu ce înseamnă orașul de 15 minute. Habar nu au. Habar nu au. Habar nu au. Sunt copii de grădiniță. Cred că o să aparțină ei unei nomenclaturi. Sper, da? Nu o să aparțină. Nu aparține nici la vaccină. Habar nu au ăștia pe ce lume trăiesc. O să vă scutească nimeni. Live-ul meu e blocat pe 6 persoane. Încă n-am mai pățit asta niciodată. Incredibil. Geaba vii, geaba te duci, geaba rupiști de papuși. Am 80.000 de urmăritori și am 6 persoane în live. Da, mi s-a întâmplat și mie. Incredibil. Păi așa e în Parlament. Incredibil. Asta a fost o mașinărie de vot. Un robot, Doamne ferește, o să fie până când o să se trezească cu ei la geamă, cu alpiniști români, da. Neutilitari, da? Așa o să câtă obediență poate exista în clasa politică din România? Câtă obediență poate să existe? E ultima comisie pentru orașul de... Da, sunt trei comisii reunite, a fost comisia la port. Deci sunt comisiile unite, comisiile de raport toate trei. Administrativă, industrie și... Și asta e prima sau... Păi ce să mai dacă sunt comisiile de raport? Asta sau... Ce facem? Da. Votați PSD!
unde PSD își votează pușcăriile. PSD, PNL, USR, UDMR au votat orașele de 15 minute, orașele sclaviei, lagărele digitalizării. Incredibil. Sunt dezamăgit de acești colegi parlamentari care își votează propria groapă, atât a lor cât și a țării noastre. Distribuiți, dragi români, și ne auzim mai târziu.